Această tânără povestește cum o noapte de vară de acum 3 ani i-a întors viața pe dos. Lucram tineri la noi în sat. Și acolo au venit doi băieți și ne-au propus să hai cu noi. Am zis că unde? La Iaz. S-a întrebat și mesi acolo. Mi-a spus și mesi, am zis că hai. Acolo, amicii ei ar fi pus-o să bea alcool și să consume droguri. După care, 4 dintre ei ar fi violat-o. Am servit două pari de bere. M-am spărit cu un băiat după să bea un coniac și eu m-am spărit, am zis că hai. Și am băut coniacul și m-am dus mai mulat un băiat mai la vale, după să-mi dă o sigară. Și m-am dus mai la vale și mi-am dat cam o sigară, cam stranie, nu se mână și zapucul. S-a fumat sigara aia și mi s-a făcut rău, vreau să dorm. M-am dus acolo, la Iaz erau niște căsuri, m-am dus mai la deal să dorm. După asta eu m-am trezit cu pantalonii pe la genunchi, băieții deasupra mea. Fata spune că după ce o noapte întreagă a fost bagiocorită de cei patru tineri, aceștia ar fi dus-o la o casă din sat. Acolo, calvarul a continuat, își amintește ea. S-a niște plânge și mă duc să mănec în Iaz. Tu erai decis să te sinucizi? Da, m-am dus, m-am fundat în Iaz, m-am scos din Iaz. Eu termen speriat, mi-era greasă de tot ce s-a întâmplat, să vreau să mănec. Când mi-a stricat viața, de acolo a venit un băiat cu mătășlet și m-a luat, m-a dus la casă la unul dintre băieți să-i dat. Și m-am dus acolo și băiatul care a venit m-a abuzat și el acolo și acolo s-a întâmplat iar cei din trei care erau la Iaz, încă doi m-au abuzat iarăși. Timp de 3 ani, tânăra nu a povestit nimănui despre ce i s-a întâmplat. Însă acum 2 luni ea a ajuns la spital, unde și-a destăinuit durerea în fața unui psiholog. Părinții au mai vorbit cu dânsul, am încercat să afle adevărul și i-au mințit cu totul, nu a fost nimic. Și într-un fel nici nu putea crede și eu minciuna dată. Este închis în dânsa, totdeauna nu spune nimic ca o mamă, cât ce doare. Ce anume vă face să bănuiți că ea nu spune adevărul? Era ora 5 și tot nu veneam în sânatul, eu ne închidea telefonul. Băieții și ea spune că o să fie acolo stat mai târziu, când s-a dus, dar nu s-a întâmplat nici în timpul ăla. Dar ea mă deschide tot ce s-a întâmplat, noi n-am știut. Poate e la poliție. Am intrat la poliție, a întrebat ce se întâmplă acolo, au scris o declarație. Deodată am citit declarația și e precum... Și anume din acea declarație ați înțeles... Da, precum s-a bătut, a fost viol câțiva ani în urmă. Nu înțelegem singur eu. A fost, ori nu a fost. Pentru a-și convinge familia, tânăra a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Cum vă răspunde tânăra în fața expertului poligraf? De ce părinții fetei nu-i cred toate mărturiile? Dar și ce va povesti despre acea noapte proprietarul Iazului, unde ar fi început totul? Aflați în această ediție. Cum credeți, iată, după ce ați aflat de la poliție, din acea declarație, cum credeți, de ce ea atunci nu v-a zis despre ce? Eu am întrebat-o, nimeni i-a spus, am măcos că era în grijă că să nu faci detalii și ava. Erați, ați fi fost în stare? Mama. Dacă aflați în acel moment că ar fi bătut joc de ea 4 inși, erați în stare să le faceți ceva? Atunci se rezolva mai ușor, atunci plătea adresat la poliție. Nu, vorbim acum despre faptul că ei era teamă, că dumneavoastră puteți să faceți ceva, să zic, nechipzuit. Nu, eu stăt bine și nu mai avea să râd de sâmblă atunci când s-a discos, să descoperim aici atât. Tot ce s-a întâmplat atunci. Eu am întrebat-o mai devreme pe soția dumneavoastră, dar vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Ambii, din câte am înțeles eu, nu credeți până la capăt, da? Sau sunt anumite lucruri pe care nu le credeți din ceea ce povestește fata? Eu o cred pe dânsa, dar sunt unele momente care puțin îndoiel este. Puteți să ne spuneți despre ce este vorba? Pentru că nu ne-a spus până la noi și în ziua de azi nu spune cu gura ei. Eu am auzit așa, dar să-mi spui mie drept în față, nici amă nu spune. Și asta vă face să aveți îndoieli? Încredere, dar o durere, o... Deși, și cum mă întreb, și nu vreau să spun, toate cum vreau. Că e rușine, mă gândesc, poate... Haideți să o întrebăm pe ea. Poate e ceea ce așteaptă acum părinții tăi să le spui. Nu știu, mi-era frică. Mă simțeam eu vinovată în tot. Da, mă pot să-mi spui? Mi-era frică să spun. Ce s-a întâmplat acolo? Am spus, sunt eu la tine n-am auzit.
cum spun, din public. La mamă totdeauna, când a greu cu fetele, că e băut acolo, era servită. Ne-ai spus unde ai stat în seara și aia. Atunci ne-ai spus. Știu ori m-am spus. Deși nu s-a întâmplat, ți-a zis și o vorbă. Au dat o palmă. Vin acasă, spune, ori mama ori tata. Nu-i tata acasă, spune ori mama. Mama îmi spune mie. Chiar dacă n-ați ascultat, poate ați făcut o greșeală. Ai fost bătute la noi pe temine și n-ai fost. Dați-mă, dai-mi cu poate cu o palmă acolo. Măi, cu care am. De bătută n-ai fost, nici nimeni, nici manta. Și cât încredere vie tu înainte mine, și atunci, bă, tu n-ai avut încredere în tata. Ia stai, tata, iau ce-am pățit. Spuneți-mi, vă rog, atunci când ați revenit acasă, peste o zi după ce s-ar fi întâmplat. Nu, când am venit acasă, ea nu era acasă. Soția dumneavoastră mi-a povestit aici că ați trezit-o din somn pe fată, da, la ora 5 dimineața. Era făcută mâncare, era curățenie în casă, tot e curat. Dar dumneavoastră ați trezit-o din somn la ora 5 dimineața ca să o întrebați ce? Da, mă auzit, o grădă și s-o trezit. Ca să o întrebați ce? Am întrebat-o. Unde ai fost? Cum i-am luat o jumătate de noapte, te-am căutat, ți-i sunam și nu răspund, unde ai fost? Te căuți, m-a dus la iaz. Ați pălmuit-o? Nu, atunci n-am pălmuit-o. Dar erați cât pe ce? Înervat eram, cum vă spun, Ulea, că... O sută, că tot, știi cum, oricare emoție erau. Și cum credeți, ea văzându-vă pe dumneavoastră așa enervant și așteptând, nu așteptând o palmă, două, trei, dacă vă spunea și asta, ce se întâmpla? Nu credeți că ei era frică? Asta, poate și asta la dânsa, că eu n-am pălit-o. Și poate e supărat pe mine, că poate atunci n-am luat măsuri cu dânsa Ulea, că mai aspru. Și asta poate și la dânsa. Dar, în genere, ce fel de pedepsă dumneavoastră aplicați față de fiică atunci când considerați că ea cumva greșește? Iată că consumă alcool la o vârstă fragedă, că fumează, că vine târziu acasă. Fumat-o, ce pedepsă dumneavoastră aplicați? Cer scuze, fumatul nu e amul ea de când s-a început asta. În fine, nu mai contează de fumat, cum de fumat. Ce ridic pedepsă dumneavoastră aplicați? Ridic glasul la dânsa. O, ucăresc. Uneori când dăm voie să mă duc undeva, nu o spate, pentru că atunci n-ai ascultat. Păi bine, dar o mai pălmuiați? N-am înțeles. Ați bătut-o vreodată? Poate odată o palmă, poate să prindă... Nu, în viață, nu spun, da, au fost, nu era mai. Decât am mâncat o pălmușoară și la Moscova, când am prins-o cu țigară. Două, trei ori, vreau să vă întreb, am fost bătută. După tot ce s-a întâmplat, deci eu sper, eu v-am dat aceste întrebări doar pentru că voi tot îi reproșați de ce nu ne-ai spus, de ce nu ne-ai spus. V-am dat această întrebare ca să reveniți în momentul celă, să vă amintiți cum ați fost dumneavoastră și să înțelegeți poate pentru voi de ce ea nu ar fi spus atunci despre cele întâmplate. Pentru că atunci când este un părinte în fața ta, e enervat și te întreabă și te presează și e cât pe ce să-ți dea și o palmă, nu știu dacă e cel mai potrivit moment să te deschizi și să spui, uite, un asemenea fapt pe care el credea rușinos. Eu nu știu dacă voi știți acum, sper că nu auziți prima dată de la mine, dar ea a vrut să se nece în noaptea aceea. Nu auzi atât, mă. Eu, cum să vă spun, eu nu-mi dau seama ce era în capul ei. Și vă dați seama, starea ei... Atunci mi-a spus că s-o duc. Cum să vă zic? Îndoiala nu mă între asta că... Totuși am o s-o aflat. Acum, încrederea asta. Și toată viața ai făcut-o să aibă încredere. Cum să aibă, domnule, încredere dacă dumneavoastră veniți după nuntă, probabil și erați servit, poate nu, aveți... Nu, scuzați că noi venim dintr-un cap. Păi, în fine, nu mai contează. Dumneavoastră veniți la o nuntă, la ora 5 dimineața, vă scoateți copilul și o scoateți la tablă, o întrebați și o presați, unde ai fost, ce ai făcut, pe urmă o luați și o duceți la ginecolog, ca dumneavoastră să vă convingeți nu știu de ce lucru, dumneavoastră, cum credeți? O să mai deschide cineva gura, să vă mai spună ceva? Eu cred că după asta, în genere, omul poate să izoleze dumneavoastră, să plece și să nu se mai audă ani de zile cu dumneavoastră. Dar dumneavoastră vreți să vă deschidă niște taine și niște necazuri care el are interior? Păi asta și clar că copilul spune că se teme.
copii, asta rezultă din atitudinea dumneavoastră. Da, eu înțeleg că noi venim dintr-o perioadă post-sovietică unde avem o educație pe care o avem și o mentalitate pe care o avem. Dar dragostea se dă gratuit. Să fii prieten cu copilul tău, la fel se dă gratuit. Nu contează ce relație ați avut dumneavoastră cu părinții dumneavoastră, nu contează ce educație ați primit dumneavoastră atunci, dar dumneavoastră ați putut a fi mai bun cu copilul dumneavoastră decât au fost părinții dumneavoastră cu dumneavoastră. Și dumneavoastră ați putea fi avut o altă atitudine față de acest copil, mai ales cunoscând de faptul că acest copil este batjocorit și în școală de colegi, care primul, doi, defect, nu știu, problemă de sănătate și altceva. Ați putut voi să fiți altfel decât societatea care pe dânsa o înconjura. Voi nu ați fost așa, voi ați fost mult mai severi. La ora 5 dimineața s-o scoli și să-i spui unde ai fost, dar și vă încurcat pe dumneavoastră vorbiți a doua zi de la acest subiect. Dar cui naibii o trebuit să o duceți la ginecolog? Dar e singură. Nu vă închipuiți cum n-ați întrebat-o. Dar cum te simți fată că te-am dus la ginecolog? Dar cum ați explicat acelei femei că ați venit cu un copil de 16 ani la ginecolog? Nu să înțelegeți pentru un copil, pentru un adolescent, chestia asta nu este de ajuns că ea a suferit în urma acelor abuzuri sexuale. Tanc și voi cumva ați necăjit-o. Când am venit acasă, era scolată deja. Pentru că n-am intrat drept în casă. M-am dus pentru, nu, treburile mele și apoi am venit. Am deschis ușa. Era scolată. Nu era în pat. M-am să am intrat în casă. Da, dacă îmi permiteți... Din cele ce am auzit acum seara, vreau să confirm faptul că victime ale violențelor sexuale nu sunt numai fetele, dar și familia. Iar și o spun din cunoștință, din cauză, deoarece acest val de rușine care au din partea societății se năpusește asupra familiei și devine nu numai cioară arbă și fiica, dar și familia. Eu, iarăși, sunt ferm convins că părinții, deja la nuntă, ori poate a doua zi, au auzit că posibil ceva s-a întâmplat. Și apropo, am venit aici... au fost zvonuri prin sat, domnule Cosovan, mulțumesc. N-am auzit. Pentru că, din câte ne-a spus fata dumneavoastră mai devreme, acești băieți cumva se laudau după asta. Desigur. Pe urmă da? S-au laudat. Așa a fost? Pe urmă se laudau, eu pe urmă auză vorbi. Vreau să o aud pe ea, dacă poți. Atunci, seara, eu mă duc și am vorbit cu dânsii. Cu doi dintre ei. O să vă întreb despre asta neapărat. Dacă îmi permiteți, cazul ăsta nu este să credem ori să nu credem. Ca părinți este o lecție, de ce vedem noi acum seara, este o lecție pentru ceilalți părinți care pot să întâlnească cu așa abuzuri. Scopul nostru este să nu credem ori să credem ori să nu credem. Dar dacă sunt apar careva indici, noi trebuie să ne adresăm către organele respective care pot să, în același moment să petreacă o expertiză, nu o moașă cineva, dar să fie expertiza asta efectuată de către profesionaliști, să lucreze cu experți, să lucreze psihologi și anume în aceste condiții noi o să ajungem la realitatea. Deoarece, dumneavoastră spuneți, nici acum nu credeți, iarăși, de ce spunem noi lucrul ăsta? Anume că s-a adresat chiar și cu întârziere, dar este o infracțiune și chiar dacă s-a adresat peste 3 ani, ea poate fi investigată și în urma unor investigații o să aflăm adevărul. Și persoanele vinovate vor fi condamnate, dar cele nevinovate vor rămânea iarăși. Doamne, dispoate. Încredere am între asta, tot un pic din îndoială. Haideți să explicăm din punct de vedere științific ce înseamnă această neîncredere. Eu tot stau și aștept. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și vă susțin, dar are o explicație. Acest tip de infracțiuni, din punct de vedere psihologic, are o schemă. Faptul că victima se consideră vinovată de situație, ne explică foarte bine de ce nu a declarat și de ce nu a spus. Și cui este interesant și vrea să convingă, lua cercetările în domeniu și vedeți câte victime, cât 90% din cele care au suferit viol, se consideră vinovate și nu doresc să facă public acest lucru. Și asta ne explică poziția eroinei noastre. Poziția părinților la fel se
explică foarte bine științific, pentru că la nivel inconștient, părintele nici nu vrea să-și închipuie sau să-și deseneze acest tablou groaznic în care 7, 5, 4 băieți violează și abuzează de copilul lor. Și haideți aici și să mergem pe traseile astea științifice și nu acuzăm părinții că ei nu o cred. Este pur și simplu împotriva firii umane a părintelui să-și închipuie o așa situație și o așa realitate. Și din punctul ăsta de vedere, eu le dau dreptate și înțelegere acestor părinți. Mulțumim, Daniela! În această seară aflăm povestea unei tinere de 20 de ani care afirmă că în vara lui 2018 s-a dus la Iazul din sat împreună cu amicii. Potrivit ei, acolo băieții au impus-o să bea alcool și să consume droguri, după care 4 dintre ei ar fi violat-o. Însă, abia acum 2 luni, părinții ei au aflat despre ce i s-ar fi întâmplat fiicei lor. Iar asta îi face să pună la îndoială mărturiile fetei. Pentru a demonstra apropiaților că este victima unui viol, fata a decis să treacă testul la poligraf. În câteva clipe vom anunța și rezultatele lui. Dar mai întâi vreau să vă întreb pe voi. Atunci când ați aflat asta de la poliție, spuneți-mi, dacă anterior aflați asta de la ea, mergeați la poliție? Da. Mergeam. Sigur? Asta nu era să moară cumva în, după ușile închise din casa voastră? Acum vreau să mă adresez juriștilor, să ne spuneți nouă și tuturor părinților care, Doamne ferește, se vor afla în situația eroilor noștri. Cum și ce ar trebui să facă atunci când află? Care este procedura? Ce trebuie să facă? Și cât de important asta este? Avem numai o singură cale. Să depunem cererea în organul de poliție și numai în cadrul unei anchete, unei urmăriri penale, se va demonstra ce a avut loc. O infracțiune, nu. Anume, în cadrul urmăririi penale se pot efectua... Deci primul lucru, domnule Cosovan, da, trebuie să mergem la poliție. Asta nu trebuie să moară în casele familiilor acestor victime. Acum vă întrerup. Vreau să vă întreb acum pe voi. Ce până la urmă, ce spune poliția? Ce face poliția? Au trecut 2 luni, nu? Doamna e în utpsc și amuia trebuie să o sunăm. Noi ne-a fost tot la nerupătorul, dar n-am avut situația asta, că să întâlnim cu dânsa. Să o sunăm, să facem legătură cu dânsa, ca să iasă o zi din urmă. E sea specială. Dar până atunci, ce v-au zis? Că s-o ocupe de asta. Că se vor ocupa de asta? Da. V-au dat detalii, au început să interogheze băieții. Ați văzut niște acțiuni? S-o aprechit, o trimis, o venit un ceas COVID din sat. Fata m-a dus, o stat de vorbă cu mine, cu întrebat sunt. Cu fata, da, dar... Și cu mine. Mai departe? Mai departe nu știu încă. V-au încurajat, v-au spus că o să se rezolve cazul sau... Ca să înțeleg. Lucrează pe ce caz. Lucrează. Se cercetează. Se cercetează cazul. Da. Totuși, domnule Cosovan, revin la dumneavoastră și la Violina, pentru că sunteți doi experți juriști. Având în vedere cât timp a trecut de la... săvârșirea infracțiunii, posibilă săvârșirea infracțiunii. Se mai poate demonstra astăzi ceva? Cazurile de viol, ele sunt foarte, foarte dificile. De ce? Pentru că noi foarte deseori întâlnim când victimele simulează acel viol. Și ca să demonstrezi că a fost un act sexual benevol sau că a fost un viol, este foarte, foarte, foarte greu. Respectiv, dacă acest caz se constată foarte devreme, se efectuează anumite expertize care dau răspunsuri la anumite întrebări. Faptul că de atunci până acum a trecut o perioadă destul de îndelungată este o problemă, dar pentru a demonstra săvârșirea unei infracțiuni nu este neapărat să ai un act de expertiză. Codul de procedură penală prevede mai multe posibilități de a demonstra comiterea unui crime. Ca de exemplu, declarațiile unor martori care au văzut, care cunosc. Asta la fel constituie probă. Respectiv, dacă organul de urmărire penală vor avea aceste probe și vor avea aceste informații care vor putea demonstra că într-adevăr a fost un act de viol și această crimă a fost comisă de anumite persoane față de această fată, evident că vor fi pedepsiți.
pentru că termenul de prescripție pentru atragere la răspundere pentru crima de viol este foarte îndelungat. Adică chiar dacă au trecut cei 3 ani, nu este o problemă de a trage la răspundere. Este o problemă de a demonstra, pentru că a trecut un termen destul de îndelungat. Și deja aici depinde de rolul activ sau pasiv al organului de urmărire penală. Pentru că în mâinile lor este, dacă vor putea să demonstreze, ori nu vor putea să demonstreze comiterea acestei infracțiuni. Eu nu prea înțeleg de ce fata nu se uită la părinți. Deloc, niciodată, nici cu un ochi n-a tras atenție la părinți. Nu înțeleg ce relație aveți în familie, dar e strașnic. Pentru că dacă fata nici nu se uită la voi, nici nu vorbește, nici nu răspunde, nici măcar la o întrebare, una pot spun, sau este frică, sau este rușine. Aș vrea să cred că este rușine, pentru că, într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat, n-aș vrea să spun că este ea de vină, dar oricum este exact ceea ce ați spus și voi. Nu fuma, nu be, pentru că a se întâmple, cred că asta. Și ea a făcut contra cuvintelor dumneavoastră și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și mie îmi pare că este rușine. Colegii mei au reușit să discute cu unul dintre tinerii pe care fata îi acuză de viol în grup, dar și cu tatăl acestuia. Să auzim ce ne-au spus ei. Atenție la ecran. Nu știu, eu n-am văzut dumneavoastră ce m-a întrebat. Nu mi-am impresia nimic, n-am avut o zi nimic. Bine, dar ziua când ați fost la ea împreună cu mai mulți prieteni, mă refer la... fata asta... Știu că băiatul dumneavoastră ar fi avut o relație, mă rog, s-a întâlnit. Da. Niciodată. Nici nu-i Moldova, dar nu a avut el acel. Dar știți despre care fată eu vorbesc? Nu. Mă refer la faptul că în 2018 ar fi fost un viol aici la Iaz. Băiatul dumneavoastră, alți băieți, cum că ar fi violat o fată? Eu am fost în Moldova, nu știu. Da, dar eu vă spun despre un presupus viol, dumneavoastră nici măcar nu vă interesați despre ce-i vorba. Dacă știu că nu a fost. Eu știu că dumneavoastră ați discutat cu unul dintre acești băieți. Ne-ați spus despre asta puțin mai devreme. Vorbit cu alții. Era la fel? Nu. Același băiat? Nu există. Nu contează să n-am putut fac legătură să vorbesc. Dumneavoastră, cumva atunci ați încercat să porniți propria anchetă sau... Încerc, nu, scuze. Când a venit noi la nota asta cu nota de vorbă, eu m-am dus în grid cu băietul ăsta și cu încă un băiet. Spuneți-ne, vă rog. Și mi-a spus că... Este tatul ăla, deja la lui... Este Evram, care e zis ea. Așa, și ce v-au zis? Nici nu a fost acolo. Banii care au furat, vă, 17 rubine, cum au furat unul tot dintre și... Și băieții mi-au spus că el e la Chișinău, noi ducem zirița la Chișinău, îl găsim și toașim bani înapoi. Și că nu au fost probleme pe acolo, nu, tot bine au fost. Să nu să aud probleme, poate ești doamne ferește cum. Asta a fost atunci, da. Încă cu, după da. Acea noapte. Da. Acum, când ați aflat ce s-ar fi întâmplat acolo, ați încercat să vorbiți cu cineva dintre acești patru? Da, v-a fost. Așa? Da. Dar când nu cu acest băiat? După poliție, nu. Aici cu cine ați încercat să vorbiți? Un băiat care a fost, adică doi, care au fost în țara și acolo. Dar ei au spus așa. Și dar, au zis că noi, n-am stat până, noi ne-am dus mai devreme. Că aici ați băieți, o leacă mai mărișori, deci ies mai întâi, care s-a întâmplat cu dânsă. Ei au rămas acolo, cu zic, era într-o parte, noi într-o parte. Noi ne-am dus și s-a întâmplat acolo, nu știu. Ați încercat să căutați pe toți acești patru? Unul e mort. Unul e mort? Doi sunt la închisoare. Unul e la închisoare? Ori unul. Doi la închisoare. Și numai ăsta e acasă. Știa ce faci, m-am dus într-o parte ca să nu mă audă nimeni. Multe mame, femei, fete o să aibă mai mult curaj acum, trăind experiențele lor, să vină sau să spună despre ce au trăit. Deja este un pas înspre... Adevăr. Pentru că mărturiile eroinei noastre sunt puse la îndoială chiar și de către rudele ei, fata a decis să treacă testul la detectorul de minciuni, ca să demonstreze că spune adevărul. În noaptea când ai fost la Iaz cu prietenii tăi, patru tineri te-au violat? Greu.
Această tânără povestește cum o noapte de vară de acum 3 ani i-a întors viața pe dos. Lucram tineri la noi în sat. S-acolo au venit doi băieți, ne-au propus să cai cu noi. Am zis că unde? La Iaz. S-a întrebat și mesi acolo. Mi-a spus și mesi, am zis că hai. Acolo, amicii ei ar fi pus-o să bea alcool și să consume droguri. După care, 4 dintre ei ar fi violat-o. Am servit două pari de bere. M-am spărit cu un băiat după să bea un coniac și eu m-am spărit, am zis că hai. Și am băut coniacul și m-am dus mai mulat un băiat mai la vale după să-mi dă o sigară. Și m-am dus mai la vale și mi-am dat cam o sigară, cam stranie, nu semăna și zapucul. S-a fumat sigara aia și mi s-a făcut rău, vreau să dorm. M-am dus acolo, la Iaz erau niște căsuți, m-am dus mai la deal să dorm. După asta m-am trezit cu pantalonii pe la genunchi. Băieții deasupra mea. Fata spune că după ce o noapte întreagă a fost bagiocorită de cei patru tineri, aceștia ar fi dus-o la o casă din sat. Acolo, calvarul a continuat, își amintește ea. S-a niște aplânge și să mă duc să mănec în Iaz. Tu erai decis să te sinucizi? Da, m-am dus, m-am fundat în Iaz, m-am scos din Iaz. Eu te-am speriat, mi-era greasă de tot ce s-a întâmplat, să vreau să mănec. Când mi-a stricat viața, de acolo a venit un băiat cu mătășlet și m-a luat, m-a dus la casă la unul dintre băieți să-i dat. Și m-a dus acolo și băiatul care a venit m-a abuzat și el acolo și acolo s-a întâmplat iar cei din trei care erau la Iaz, încă doi m-au abuzat iarăși. Timp de 3 ani, tânăra nu a povestit nimănui despre ce i s-a întâmplat. Însă acum 2 luni ea a ajuns la spital, unde și-a destăinuit durerea în fața unui psiholog. Părinții au mai vorbit cu dânsul, am încercat să afle adevărul și i-au mințit cu totul, n-a fost nimic. Și într-un fel nici nu putea crede și eu minciuna dată. Este închis în dânsa, totdeauna nu spune nimic ca o mamă, cât ce doare. Ce anume vă face să bănuiți că ea nu spune adevărul? Era ora 5 și tot nu vine, am sunat-o, eu ne închidit telefonul. Băieții și ea spune că o scrie acolo, stați mai târziu, nu s-a dus, dar nu s-a întâmplat nici în timpul ăla. Dar ea m-a deschidit tot și s-a întâmplat, noi n-am știut. Fata e la poliție. Am intrat la poliție, am întrebat ce se întâmplă acolo, au scris o declarație. Deodată am citit declarația și e precum... Și anume din acea declarație ați înțeles... Da, precum s-a bătut, a fost viol câțiva ani în urmă. Nu înțelegem singur eu. A fost, ori nu a fost. Eu la tine n-am auzit, să spun din public, că e băut acolo, era servită. Ne-ai spus unde ai stat în seara și aia. Atunci ne-ai spus. Și cât încredere vii tu înainte mine, și atunci, văc, tu n-ai avut încredere în tata. Ia stai, tata, iau ce-am pățit. Pentru a-și convinge familia, tânăra a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Cum va răspunde tânăra în fața expertului poligraf? De ce părinții fetei nu-i cred toate mărturiile? Dar și ce va povesti despre acea noapte proprietarul Iazului, unde ar fi început totul? Aflați în această ediție. Pentru că mărturiile eroinei noastre sunt puse la îndoială chiar și de către rudele ei, fata a decis să treacă testul la detectorul de minciuni, ca să demonstreze că spune adevărul. Dacă a inventat că amicii ei au violat-o sau nu, aflăm imediat. Dar să vedem cum s-a petrecut testarea. Atenție la ecran. Pentru a demonstra părinților că nu a inventat că a fost violată, fata de 20 de ani a acceptat să treacă testarea la detectorul de minciuni. În vara anului 2018 ai fost violată la Iaz de către 4 băieți. Fiind la Iaz, ai făcut benevol sex cu... Înainte ca să înceapă testarea, tânăra a avut o discuție de mai bine de 2 ore cu expertul poligraf. Sergiu Baraga spune că de la început fata era inhibată, iar pe parcurs ea a povestit mai multe detalii despre noaptea în care s-ar fi întâmplat violul. În urma convorbirii pretestuale, persoana cu greu, dar a povestit în anumite detalii. Persoana a răspuns la toate întrebările. Poate că la unele întrebări chiar i-a fost și greu să răspundă. Dacă presupusa victimă a spus adevărul sau a mințit la poligraf, aflăm imediat. În momentul să dau citirii rezultatele testului, vreau să vă întreb dacă sunteți gata să le auziți. Suntem gata. Spune-mi, te rog tu, dacă ești sigur că vrei să le public. Ești gata?
Ți-au fost adresate multe, multe, multe întrebări în cadrul acestui test. Dar voi da citirii rezultatul a 5 dintre ele, care ne-au interesat în mod special. Prima întrebare a sunat în felul următor. În acea seară, când spui că prietenii te-au violat, te-a impus cineva dintre ei să consume alcool? Nu. Nu? Nu. Dar ai zis că te-a pus cineva să bei o sticlă de coniac. Nu, m-a spărit. M-a spus că m-a impus. Dar tu nu o percepi ca... Într-un fel, cred că știau că a să încep și bănuiau ce a să întâmplă mai departe. Totuși ai spus nu. Și testul arată că aici ai spus un adevăr. Este adevărat că unul dintre băieți te-a impus să fumezi o țigară după care ai adormit? Da. Te-a impus? Mi-a dat țigara, s-a spus, na, vrei să fumezi. Și eu am fumat după el. Dar tu ai perceput-o că te-ar fi impus sau te-ar fi somat cumva să o faci? Da, într-un fel, mă, nu știu, instiga, știa ce faci, m-am dus într-o parte ca să nu mă audă nimeni. Ai răspuns da. Și aici, din câte se vede, ai spus un adevăr. Până în acea zi, ai făcut sex cu vreunul dintre băieții pe care îi acuzi acum că te-au violat? Da. Da, spui acum. Dar în cadrul testului ai spus nu. Am spus da. Ai spus nu. Și rezultatele testului arată că atunci ai spus un neadevăr. Unul dintre ei a fost iubitul tău? Da. A fost, fost iubit. Dar de ce în timpul testului ai mințit? N-am vrut să fac. Mă doare acest lucru. Când ați ajuns la Iaz, ți-a propus cineva să faci sex? Nu. Nu. Și acesta este... un adevăr. Și acum, ultima întrebare, care este și cea mai importantă din cadrul acestui test. În noaptea când ai fost la Iaz cu prietenii tăi, patru tineri te-au violat? Da. I-a răspuns da în cadrul testului. Și acesta, așa cum arată testul la poligraf, este... un adevăr. Vreau să întreb ce simți acum. Ai trecut acest test ca să demonstrezi că spui adevărul. Poate totuși te uiți la părinții tăi. Ați început să plângeți amândoi. Ce credeți acum? Ce simțiți acum? Greu. Atunci am avut tare încredere în trânsă că nu s-a întâmplat nimic. Tare mare încredere am avut. Acum o credeți pe fiica dumneavoastră? Da. Nu cred asta. Îmi pare rău. Eu după ce mi-a spus. Tu ce simți acum? Dorit. Trebuie să nu așa este. Tu ți-ai dorit acest test. Acum părinții îți spun că te cred. Eu sper că asta va fi o ușurare pentru tine. Pentru că anume asta ți-ai dorit, nu? Da, asta mi-a dorit să mă cred. Rezultatele poligrafului ne demonstrează cu lux de amănunte că a avut loc o infracțiune. Da, ele nu pot fi, conform legislației Republicii Moldova, nu pot servi probe în dosarul penal, dar este un impus pentru organul de urmărire penală să
să atârne față de cercetarea respectivă cu o mare atenție și vreau să mă adresez către părinți. În față avem o fiică dumneavoastră, copilul dumneavoastră, în pofida faptului că ceva nu vă plăcea comportamentul, acum trebuie să fiți alături de fiică și de unii singuri, fără sprijinul unui avocat experimentat, nu o să vă descurcați. De ce eu vă propun că sunt un îngeuri care acordă serviciile respective și de psihologice și juridice și să găsiți un astfel de ONG, să vă adresați la ei, cu ei, cu sprijinul lor, să demonstrați, dar să vă apărați drepturile în fața justiției Republicii Moldova. Dar în primul rând, eu vreau ca din acest platou să ieșiți consolidați, să nu mai căutăm cine, cum, ce a încălcat, ce a făcut. În privința fiicei a fost o violență, o violență gravă care e marcat întreaga viață pe viitor. Dar asta nu e tot. Echipa noastră a mers la Iazul unde, acum 3 ani, ar fi avut loc cheful tinerilor, dar și presupusul viol. La Iaz l-am găsit pe proprietarul acestuia, care ne-a povestit ce își amintește el din acea noapte. Totodată, bărbatul ne-a spus că până în ziua când noi l-am vizitat, polițiștii nu s-ar fi interesat de el. Iar acum să-l auzim. Atenție la ecran. După acum ne-aduc eu aminte, s-au fost într-o dimineață de vară, pe la ora 5 dimineața, când am venit eu la serviciu, s-auză la bisecile astea noastre o muzică mai aprins, mai tare. Și m-am dus la băieții care odihneau acolo, de cu soara am văzut că erau mai mulți șori, fata stătea într-o parte, plângea, și băieții se râdeau. Și i-am ocărât și le-a spus, închideți muzica, luați-vă hainele, luați-vă tot ce aveți de aici, ia și duceți-vă teritoriul. Fata cum arăta? Într-o scurt, nu roșă aprinsă, dar grăsuță, de înălțimi medii, undeva vreo metru și 50, 40, așa cam. Și se cunoștea că e plânsă și nu era chiar... Era o leacă cam în stare ori de ebrietate, ori sub narcotic ceva, am văzut că era și înfățișarea feței nu era ca lumea. Fata s-o zoleacă mai înainte, la întrebarea mea de unde e fata, a spus că e din c***. Din băieți, da, i-am cunoscut atunci toți, am unii aduc aminte de doi numai, dar a treilea nu ne-au aduc aminte. Și unul tot pe clici, pe polecră, cum se mai spune, arbuzul îi zice eu ea. Băieții tot erau în stare de ebrietate bun încă. În momente sexuale, eu când sunt întreprins, n-am văzut, am avut un pescar pe timp de noapte, a stat pe malul Iazului și el spune că da, au fost, s-au bătut joc băieții, eu au văzut că s-au bătut joc de dânsa. Pescarul nu, străini. Mi-au spus că au văzut cum s-au bătut joc de toți trei de dânsa, de fata și ea. Da, l-au violat-o, au dezbrăcat-o și l-au violat-o. Pescarul ăla care a pescuit acolo poate vede emisiunea și poate văd rudele lui care știu că el obișnuiește în satul dumneavoastră să pescuiască. Poate își aduce aminte lucrul ăsta și vine și contribuie la investigația care urmează să fie... Chiar sincer mi-aș dori ca toată lumea să vadă și cumva el prin magie să se găsească, pentru că așa lucrul nu trebuie să rămână nepedepsit cu siguranță. Și eu fac apel către acest bărbat, dacă el va vedea emisiunea noastră, vă rugăm să ne contactați pe noi la redacție sau cel mai bine să mergeți la poliție, pentru că sunteți un martor extrem de important într-un caz extrem de grav. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cred că cu proprietarul Iazului nu ați vorbit. Acum ați auzit ceea ce a spus el. Combatant, noi suntem combatați, nu știm tare bine. Poate ar fi cazul să mergeți după emisiune, să discutați cu el și poate vă va povesti și mai multe. Dar din câte se pare, tot ce a povestit fata dumneavoastră, el a confirmat-o. Ce veți face mai departe? Ce simțiți? Căutăm adevărul. Să tragă la răspundere. Dacă ați și echipă.
Eu sper că am eliminat orice dubiu din, din mințile voastre, din inimile voastre. Și vă îndemn să vă credeți copilul. Și să o susțineți în aceste momente. Mulțumesc. Frumos. Doar ca părinte și eu care am un copil, nu-mi închipui starea în care se află acești părinți. Și în condoleanțele mele vreau să vă spun pentru ce ați trăit acum în momentele astea pe care le-ați trăit. Dar, de fapt, înainte de emisiune noi am stat un pic de vorbă cu eroina noastră și ea acum urmează un tratament neurologic care a fost prescris de medic pentru ca să se simtă mai bine, pentru că starea ei destul de psihoemoțională, destul de grea. Eu i-am propus și până și acum o fac public, îi propun o cură de psihoterapie cât o să fie nevoie, ca să fiu alături de ea. Mulțumim, să facem Daniela. Planuri de viitor. Noi deja ne-am prietenit, vreau să spun, și cu siguranță cred că istoria asta o să aibă un final fericit pentru tine, dar ce ai făcut acum este însăși un coming out, așa se numește în limba engleză. Ai venit și ai declarat la o țară întreagă experiența pe care ai trăit cu ea și ai ținut-o acolo ascunsă, încuiată, 3 ani de zile. Să știe toată lumea că este adevărat. Să știe toată lumea prin ce ai trecut tu. Multe mame, femei, fete o să aibă mai mult curaj acum, trăind experiențele lor, să vină sau să spună despre ce au trăit. Așa că ești o curajoasă și însă și emisiunea asta este o parte mare, mare de terapie pentru tine, ca să lași în spate experiența asta. Părinților, multă sănătate și răbdare și succes vă doresc. Mulțumim, Daniela Feldman, psihologă. Eu zic că noastră trebuie să oferiți copilul noastră dragoste. Asta este ceea ce are cel mai mult nevoie în acest moment. Oferiți-i dragoste, oferiți-i căldură sufletească și ținere. Să nu vă pese nici dumneavoastră și nici ție ceea ce vă spune lumea sau ceea ce vă judeca lumea în afara familiei voastre. Asta nu contează. Vă doresc să fiți tari, să fiți o echipă, o familie puternică și să depășiți toate lucrurile rele care au avut loc. Dar ceea ce a făcut eroina noastră deja este un pas înspre adevăr, dar persoana când află adevărul și când acest adevăr este confirmat pentru o țară întreagă, pentru o comunitate, pentru un sat, este deja o victorie. Eu aș vrea să-i spun eroinii noastre să aibă încredere în părinți, pentru că, într-adevăr, părinții nu îți vor niciun rău. Să ai încredere, să fii deschisă față de ei și părinților aș vrea să-i spun că fiți mai moale puțin cu copilul vostru, pentru că vă dați seama când ați strigat și ați spuneți că dacă ați face asta, asta noi ați te batim sau ați... Și normal că ea niciodată n-a să vă deschidă vouă. Dar dacă să veniți și spuneți, fata mea, oricum observați cum e starea fetei, fata mea, ce s-a întâmplat? Poate e ceva probleme. Din start să vă zică nu. Dar a treia, a patra oară când s-o întrebați, ea să vă zică, oricum se vede după copil. Fiți mai aproape unul de altul. Sunteți o familie frumoasă. Susțineți-vă, vă rog frumos. Și lucrul ați fie bine. Mulțumim. Aici încheiem liniște și pace vă doresc. Să aveți cu ce dragi frumoasă.